În acest weekend, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, au fost înregistrate 49 de solicitări în situații de urgență, majoritatea dintre acestea fiind destinate acordării asistenței medicale de urgență. Pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea a două incendii, salvarea victimelor și asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la un accident rutier, deblocarea ușilor a două locuințe, transportarea a două persoane supraponderale cu probleme medicale, dar și pentru salvarea unui animal dintr-o fântână. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit la 49 de situații de urgență, 41 dintre acestea pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Pompierii mehedințeni au acționat și pentru stingerea a două incendii, salvarea victimelor unui accident rutier, transportarea a două persoane supraponderale cu probleme medicale, salvarea unui animal, dar și pentru deblocarea ușilor unor locuințe, în interiorul cărora, din nefericire, au fost găsiți doi bărbați decedați. Cele două incendii, izbucnite vineri seara, la o casă părăsită din localitatea Almăjel, ca urmare a producerii unui scurt circuit, și la un depozit de furaje din localitatea Păturele, ca urmare a folosirii focului de către copii. Pentru prevenirea unor tragedii, ISU Mehedinți se reamintește cetățenilor să nu lase copiii nesupravegheați și să se asigure că aceștia nu au la îndemână mijloace de aprindere a focului. Pompierii militari au acționat și pentru deblocarea ușilor a două locuințe situate în municipiile Drobeta, Turnu Severin și Orșova. Din nefericire, în interior, doi bărbați cu vârste de 70, respectiv 77 de ani, au fost găsiți decedați. De asemenea, echipajele de pompieri au intervenit și pentru stingerea a două incendii manifestate la un depozit de furaje din localitatea Pătulele și o casă părăsită din localitatea Almăjel, comuna Vlădaia. Incendiile au izbucnit vineri seara, primul cuprinzând circa 15 tone de plante furajere ca urmare a jocului copiilor cu focul, iar cel de-al doilea s-a manifestat generalizat la întreaga casă, cauza probabilă de aprindere fiind un scurt circuit electric.